Doamna Grapini, cum vedeți această solicitare făcută de președintele Klaus Iohannis? O solicitare care vine la 3 săptămâni după ce în România s-a vorbit intens despre ceea ce se întâmplă la Kiev cu aceste comunități de români. Vreau să spun că încerc să-mi găsesc cuvintele pentru că sunt foarte furioasă. Domnul președinte Iohannis știa că atunci când se votează într-un parlament, președintele are un timp de promulgare. Și atunci ar fi trebuit să facă această intervenție încât să-l determine de președintele Zelenski să nu promulge legea. Știe că e președinte în funcțiune. Este absolut o ipocrizie ce face acum. Răspunsul președintelui Zelenski este și mai ipocrit. Pentru că ce a spus acum că în oglindă să se acorde drepturile minorităților române, a mai spus-o și înainte de promulgarea acestei legi. Deci, din punctul meu de vedere, președintele nostru sau a cui o fi, domnul Iohannis, că sunt tare furioasă, spune că cei doi miniștri de aici să ne se rezolve. Păi ce se rezolve dacă legea e promulgată? Deci trebuie din nou un circuit, o nouă reglementare. Deci spuneți că președintele Klaus Iohannis a ratat momentul de la adoptarea în Parlamentul din Kiev la Rada Ucraineană până la promulgare. Bineînțeles, și știți bine că eu am făcut acea scrisoare publică în care am bătut obrazul domnului Zelenski, pentru că, bineînțeles, am spus că doarme diplomația română, nu se poate, la fel s-a întâmplat și cu Austria. Ministrul nostru de externe a făcut scrisoare sau comunicat legat de Austria după ce a făcut o scrisoare la comisie. Deci diplomația noastră este defazată, decalată, nu știu cum să spun. Din punctul meu de vedere, ce a făcut astăzi domnul Iohannis este zero, iar răspunsul președintelui Ucrainei este de o maximă. De o ipocrizie maximă. Doamna Grapini, credeți că va rămâne doar la nivel de convorbire telefonică și o întâlnire probabil între miniștri de externe sau se va face concret ceva în această privință? Greu. Da, cred că va rămâne doar un comunicat și mai cred așa, că are sens comunicarea dacă o faci la timp și este eficientă dacă o faci la timp. Fapte nu vorbe. Dacă o facem doar ca să fie o comunicare, să arăt că am reacționat și eu după 3 milioane de voci și de români și cât din Cernăuți și din Ucraina, atunci o facem degeaba. De aceea am spus că sunt curioasă, pentru că știa foarte bine mecanismele domnul președinte Iohannis, că putea să intervină atunci când se mai putea face ceva. Și mai cred ceva, doamna Porumbel, și îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru. Și eu vreau să fie una liniștit, cum spunea colegul de platou. Dar cum să fie liniștit când noi pierdem pe toate fronturile, că uite, vorbesc în termen militare acum. Nu s-a întâmplat nimic, s-a auzit că a mai făcut ceva domnul președinte Iohannis și ministrii noștri de externe și de interne pentru viitorul jai care urmează? N-a făcut nimic. Ați mai auzit că se întâmplă ceva legat de celelalte probleme ale românilor din alte state, pentru că la mine ține pe rând și le trimit la decidenții noștri, evident, ministrul de externe de interne și nu se întâmplă nimic. Deci nu cred că va face ceva. A făcut doar că un consilier i-a spus dați un comunicat, domnul președinte, și cu asta gata. Avem cea mai slabă diplomație, am pierdut trenul și cu Schengen, pierdem trenul și cu drepturile minorităților în Ucraina. De domnul profesor Harder, nici eu nu mai am încât președintele Ucrainei, atât timp cât ne-a mințit. Pentru că amintiți-vă că a spus înainte de acest episod, anul trecut, președintele Zelenski a spus clar, va acorda, când a avut un alt dialog aici în România, va acorda drepturile minorităților în oglindă, exact cum a spus și acum. Da, așteptăm să vedem dacă oglinda, se va întâmpla ceva concret în urma acestei convorbiri telefonice. Mulțumesc, doamna Grapini, pentru intervenție.